Dumnezeu o să intre și asta. Și nu numai. Vezi, nu te pun să-mi tragi de ele, mă. Ai, pe petiță, că am încăput, dar despre ce vorbim? Dar nu pot eu să merg cu el așa, dar bravo, mă. Să duce pe băiatul. Se întoarce. Dar nu mi-e ții tot mie bine. Dar trebuie să vezi că merg cu ele până la aia, că pot să merg petiță cu ele, că sunt ușoare, dar vezi, se vede că sunt... Sunt micuțe de mine aici, la cuicui, vezi? Dacă nu uiți... Da. Mira, dacă nu te uiți, nu vezi. Stai să-mi fac un highlight, să mă fac și eu aici, să mă păstrez pentru nemurire. Mira, fetiță, uite, am fit de la Dam Store, un direct fetiță cu voi, uite, pantof de la gunoi, fustă de la gunoi, tricou de la gunoi, sac de la gunoi, și ochelari tot de la gunoi. Mă, de unde? De la punctul de reciclare, mereu uit. Că la un moment dat o să zici și soțul tot de la gunoi. Nu, soțul meu. L-am luat după peste mări și țări. El era la București, era la Târgoviște, dar așa a fost să fie soarta. Să ne da, să și tu chieta. Închide acolo. Doamne, ferește. Cum adică de tantă de răsia? Deci, nu știu. YMCA. Mi-era mărât, așa. YMCA. De ce lumea că e? Așa, bun. Dacă nu îmi plac ăștia, fii atent pe care iau. Așteaptă, așteaptă. Mama. E? Închide acolo. Dacă... Nu închide, fetiță. Stai un pic să-mi iau papucii, că dacă... Ca să-ți arăt, fetiță, că poți să porți și de-asă la gunoi, că nu ne stă în gât, fetiță. Normal că poți. Dă-mi papucii. Uite ce frumos este. Cam așa iau tu. Ce rău îmi pare că nu sunt 37 și sunt doar 36. Dă-mi papucii. Ce dar bine că le-am dat forma acum, nu să mai... Să-mi iau și papucii ăștia. Așa de cine este? Cine? Ăștia nu mi-i cap. Hai că nu mai mă chinui că mă ceartă ăștia că închide acolo. Deci cam asta ați văzut, mi-am făcut outfit-ul, mi-am găsit, mi-am făcut și cumpărături de seara, așa că eu nu pot să plec până să-mi cumpăr ceva. Ai văzut ce scump era la Pull&Bear? Cel mai ieftin a ieșit 20 de euro. Iată. Eu mi le-am luat moca de la punctul de reciclare. Am zis-o bine? Da, că te cuprinde ăștia. Haide, eu mi le car, eu mi le duc, nice. Ați văzut? Înainte, Mila. A fost tare cu Maria când zice, tu nu avea atât de energie. Ce tare ești, mami. Păi n-am, cum fai, fetiță, dacă știi când o să stau, când noi... Nu-și mă gândesc. Așa, deci v-am arătat. Mi-am luat 3 perechi de încălțări, noi nouțe de la Tomberon. Așa. Și nu mi-e frică că iau bube, că iau alea, că iau alea. Eu am făcut bube fără să pun nimica pe gât. Aici ce sunt? Gunoi. Nu e nimica, da. Nu insista, trebuie să vadă ochiul meu. Nu e nimic. Nu e nimic, nu e nimic, nu e nimic. Ah! Avea dreptate Maria, nu e nimic. Și asta. Dar bravo, mă, nu face și noi niște șopuri așa de seară. Ți-a plăcut, mă, rămân sandalele? Le bag niște de-alea în bot și sunt... Ți-ai zis. Știi cum să cumpăr asta? Ca pâinea caldă. Că să duc tutele la mare. Nice! Și trebuie să fac acolo furori pe plajă când merg acolo seara pe faleză. Trebuie să ne arătăm ce avem mai frumos în șifonier. Ce? Ele ies ca mine așa cum s-o nimeri nu, fetițe. Ele își dau cu țuși de firmă și cu cea mai bună țoală din dotare. Poate să uită careva și la el. Ai! Nice! Mă duc și peste drum, eu mă duc înaintea lor, că ăștia merg încet, eu trebuie să merg repede. Păi, fetiță, eu n-am cu cine să țin pasul.
Așa că rămâi cu